6 ani vă informați, vă revoltați și chiar vă amuzați alături de Antena 3 de aproape 6 ani. A venit momentul să revedeți povestea rezistenței colegilor de la Antena 3 și de ce nu a voastră, pentru că Antena 3 sărbătorește duminică 6 ani de existență, vă invită să sărbătoriți împreună. Veți fi răsfățați cu povești neștiute ale ultimilor ani, cu ediții speciale, cu jurnaliști Antena 3 în calitate de invitați. Veți vedea oameni din spatele camerelor și veți revedea pe tot parcursul zilei cele mai amuzante momente și cele mai bune reportaje din istoria de 6 ani a Antenei 3. Observatorul are plăcerea de a o avea invitată pe Dana Grecu, realizatoarea emisiunii La Ordinea Zilei. Dana, bun găsit, bine ai venit la Observator. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Este o onoare pentru mine că vorbesc în numele colegilor mei de la Antena 3. Existăm pentru că rezistăm. Ăsta e sloganul sub care ne invitați pe toți să petrecem. Da. Uite care chestia. Noi rezistăm pentru că rezistăm împreună, în primul rând, că suntem o echipă, dar rezistăm împreună. Produsul ăsta este al unei echipe. Rezistăm pentru că rezistăm pentru oamenii care se uită la noi și au încredere în ceea ce facem noi. Deci nu i-am dezamăgit. Da. Sau ne-am dezamăgit foarte tare. Da, și rezistăm împotriva celor care vor ca noi să nu mai rezistăm. De asta existăm pentru că rezistăm. Deci de 3 ori. De 3 ori. 6 ani. E mult? E puțin? Uite, am să spun, Ana, m-am uitat, am tras cu ochiul așa la materialele pe care le-au făcut colegii mei pentru ziua asta aniversară și mi-am pus mâinile în cap. Părul meu este din ce în ce mai scurt. Adică din ce în ce mai scurt. Toți suntem altfel, aproape să nu recunosc. Schimbat. Da, ne-am schimbat foarte mult. Știi cum este viața într-o televiziune de știri? Este un pic diferită față de ce faceți voi aici. Tu prezinți un jurnal, da? Acolo totul este foarte rapid, ritmul este foarte alert, abia apuci să ieși dintr-un eveniment, că intri în alt eveniment pe care trebuie să-l parcurgi, pe care trebuie să-l transmiți celor din fața televizoarelor, trebuie să-l transmiți pe înțelesul tuturor, trebuie să faci conexiuni între evenimente. N-ai timp să îmbătrânești. Mi-ar plăcea să fie așa, dar nu e. Am îmbătrânit cu toții. Cum ai început? Îți mai amintești cum a fost? Da, mi-amintesc. Uite, eu eram reporter la secția economic, făceam anchete pentru Observator, da. Și într-o zi Vlad Petreanu, șeful de atunci al redacției, mi-a spus: Dana, hai să dai o probă pentru știri. Și am zis: Vlad, eu n-am să pot să fac, dar eu nu vreau, dar eu nu pot, dar eu nu știu, dar eu nu mă pricep și în general mi-este foarte teamă să citesc în fața oamenilor. Și Vlad a zis: hai că vedem noi cum facem, știi, să ne împrietenesc cu prompterul, știi? Am dat proba, am luat proba. Am prezentat o bună bucată de timp jurnal la Antena 3, după care Sorin Oancea și Vlad Petreanu s-au gândit că aș fi bună să fac o emisiune. Și uite așa, din aproape în aproape, arzând, zic eu, niște etape importante, că, mă rog, cred că sunt un exemplu bun. Pot să mă dau exemplu acum? Te rog, sunt un exemplu, doar e ziua voastră. Da, sunt un exemplu bun. De ce vă spun asta? Pentru că probabil foarte mulți din cei care se uită acum la noi se gândesc că într-o televiziune nu poți să intri dacă n-ai pile. Sau trebuie să fii prieten cu nu știu cine, să faci tot fel de combinații. Ai avut pile, Dana? Nu, n-am avut pile. Am venit de la Pitești, unde eram redactor șef, am vrut să vin la București, când m-au chemat ei, n-am putut veni eu. Când am vrut eu să vin, nu mai erau locuri la Antena 1. Și atunci au zis: bine, dacă vrei să lucrezi noaptea, noaptea mai sunt locuri. Și am lucrat noaptea un an de zile. Un an cap-coadă. Și ai trecut prin fiecare etapă și astăzi, uite, ne uităm la tine. Se poate fără pile, se poate. La propria emisiune. Se poate, muncă și talent să fie. Ce reprezintă pentru tine? Mai nu știu. Reprezintă 6 ani din viața mea și a copiilor mei, a familiei mele. Reprezintă, cum să zic, frustrările omului care ar vrea să poată mai mult, dar are niște limite. Reprezintă 3 ani de premii APTR pentru cel mai bun talk show, împreună cu Andreea și Radu, Andreea Munteanu, producătorul general echipe. Al emisiunii La Ordinea Zilei, și Radu Tudor, colegul meu de emisiune. Noi suntem 3, deci noi suntem 3, nu suntem 1, suntem 2, suntem 3. 3 suntem.
trei și foarte buni. Așa au zis domnii care le-au premiat. Sunt foarte curioasă. Da. Tu la ce te uiți la Antena 3? Mă uit la tot ce înseamnă Antena 3. Mă trezesc cu Antena 3 și adorm cu Antena 3. Mă rog, încercând să fac asta cât se poate de discret, astfel încât să nu dau peste cap viața de familie. Adică... Mai ai timp și pentru asta și o să ajungem imediat să vorbim. Suntem foarte buni. Adică de la un cap la coadă chiar suntem foarte buni. Încă o dată, eu nu spun că în alte părți sunt oameni foarte buni. Dar aici sunt foarte mulți oameni foarte buni. Adică, începând cu omul care ne aduce invitații cu mașina și vine în timp util cu ei la studio, da, de șoferii noștri, până la Trestiana, care ne dă cu emisia, și până pe care la o să o vedem duminică, până la Antena 3. Director, până la... Deci suntem... Cred este regizorul nostru de emisie. Ți-ai creat o imagine de moderator dur, incisiv, foarte direct. Și totuși... De ce ți-e frică cel mai tare atunci când intri în direct? Să nu mă dau mai deșteaptă decât sunt. Tentația este să mă dau mai deșteaptă decât sunt. Adică tentația omului să pară altfel, știi? Și ori de câte ori mi se pare că sar calul, mă cenzurez. Dacă nu o pot face eu, cu siguranță o face Andreea, care este în casca mea tot timpul. Un top 3 al invitaților care nu ți-au trecut pragul emisiunii. Cum ar arăta? Nu mi-au trecut pragul pentru că n-au vrut să-mi treacă pragul emisiunii sau așa în general. Oricum, pentru că, și pentru că n-au vrut. Și cei mai importanți trei invitați pe care ei fi vrut? Nu știu dacă sunt cei mai importanți. Spun Traian Băsescu, de exemplu. El, chiar el. Boc, nu știu dacă Boc neapărat, dar Cudea, de exemplu, aș vrea să vorbesc într-o bună zi, dacă de s-ar fi de acord. Hai să spunem și Boc, că e încă premierul României, mai are foarte puțin timp. Cei trei. Și mai are timp Boc, să vină la... foarte puțin timp, dacă vreți. Da, da. Ce o ține pe Dana Grecu în priză? Pentru că vorbeam mai devreme de tumultul acesta al știrilor. Uite, mă conectez aici, aveți ceva. Dar și de familie. A dus în discuție familia și ai doi copii, o fetiță și un băiețel. Pentru că viața este foarte agitată, pentru că ești obligat să te vezi zilnic cu foarte mulți oameni, fiecare cu temperamentul lui, fiecare cu orgoliul lui, da? Vulcan, da? Viața asta, meseria asta, care este o meserie normală, da? Este un vulcan, până la urmă. Da, normală, făcută de niște oameni normal, da? Ai nevoie de liniște de jur împrejur, adică să ai liniște de jur împrejur, să știi unde să te duci când se termină totul, adică să știi unde să pui pentru pe perna, asta înseamnă acasă. Să știi cu cine să mănânci dacă ți-e foame, să știi cu cine să te iubești dacă vrei să te iubești, să știi în cine să crezi dacă vrei să crezi, da? Dacă ai nevoie de un sprijin. Da? Cum părinții ești tu când nu ești la televizor? Cum sunt eu când nu sunt la televizor? Uite, de obicei oamenii mă văd pe stradă că sunt un om obișnuit, dar îmi port bandană pe cap, adică îmi place să mă leg cu o băsmăluță. E foarte bine, mai ales pe vremea asta. Îmi place să ies cu copiii mei, nu știu. Și ce spun? Sunt un om normal, încă o dată. Ce spun despre faptul că oamenii te opresc pe stradă și îți vorbesc despre emisiune, despre probleme, despre neliniști? Ce părere au Maria și David despre faptul că mami apare la televizor? Maria și David, dacă ar avea puterea, l-ar concedia pe Mihai Gâdea. Adică l-ar concedia. A zis, noi ți-a spus ea asta? Da, zis, de ce anume? Că trebuie să-ți fii motivat. David mi-a spus într-o zi, îl spălam, eram în baie, aș vrea să se spele și mi-a zis, să știi că m-am gândit. Și m-am deci hotărât. Eu vreau să-l concediez pe Mihai Gâdea. Mihai știa deja sau afla? Nu știu, dacă nu știa, afla acum la televizor. Deci eu vreau să-l concediez pe Mihai, pentru că el consideră că Mihai mă ține aici și din cauza lui Mihai stau eu aici foarte mult timp. Și ar mai dormi probabil pe preș în fața casei Gabrielei Grânceanu Firea, care ne mai ține din când în când locul atunci când plecăm noi sau pleacă ea acolo, ca să o roage să ne țină locul în fiecare zi, dacă s-ar putea. Da. Spune-i Gabrielei să-ți mai țină locul și astăzi. Sunt minunat și la mulți ani. Îți spun mulțumesc, atât ție cât mulțumesc. Și întregi echipe mulțumim Antena 3, tuturor mult. Jurnaliștilor mulțumim. De acolo faceți o treabă... Ți-aș spune asta, mulțumesc, în numele tuturor colegilor aș trebui să spun de câteva sute de ori mulțumesc. Mulțumesc. Duminica avem o zi foarte importantă, vreau să punctez chestiunea asta. De dimineață până seara Antena 3 este un recital, un spectacol pe care noi îl dăm pentru oamenii care se uită la noi. Și pentru cei care au făcut din Antena 3 cea mai bună televiziune de știri din România. Bine că ai spus-o tu, Doamne, ce bine că ai spus tu asta. Nu, dar chiar așa este. Chiar așa cred eu că este. Ăsta e adevărul. Și o să prezint știri cu Mircea Badea. Asta este marea surpriză, într-adevăr, pe care ne-ai pregătit-o duminică la ora 8. Este primul jurnal pe care îl prezinți împreună cu Mircea Badea. Ați repetat? Întreabă-mă, de ce prezinți știri cu Mircea Badea?
De ce prezinți știri Dana? Nu știu. Cu Mircea Badea? Nu știu, așa mi-au zis. Dacă cineva îmi spunea la un moment dat, Dana, tu, acum o lună, două, Dana, o să prezinți știri cu Mircea Badea? Și spuneți, da, bine, e cea mai bună glumă a secolului. Și totuși, în realitate, se va întâmpla duminică la ora 20 pe Antena 3. Sper să țin pasul. Mulțumesc, Dana, mulțumesc foarte mult și la mulți ani. Și eu mulțumesc. Mulțumesc mult.